Săptămâna 10-16 februarie aduce noi locuri de muncă pentru sălăjeni. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj, în această perioadă sunt 139 de locuri vacante. Pentru sălăjenii care doresc să muncească în producție și prestări servicii, există 31 de joburi. Aici se caută muncitori necalificați, agenți vânzări, sudori, agenți comerciali și un pădurar. Pentru cei cu studii superioare, există un post vacant de redactor. În comerț sunt disponibile 6 joburi. În construcție există 5 locuri de muncă. În industria alimentară și turism sunt 7 posturi vacante, iar industria confecțiilor oferă 90 de locuri de muncă. Pentru mai multe informații, cei care se află în căutarea unui job pot să se adreseze AJOFM Sălaj, pe strada Tudor Vladimirescu, bloc P40, Zalău, sau la telefon 0260 616 317.